Și vă mulțumim că pentru inimioare, pentru like-uri, pentru asta. Vă pupăm pe tot. A zis și Anca că vrea numai inimioare. Te pup, tinele, fratele nostru Gociu. Te pupăm, tinele, strească băieții. Că prietenul meu Cristian, un mare chitarist, te salut și te pup și te iubesc. Crimă, Jean. Să uite și amul ăla, violonist. Mai câte ori, bună și vă pupăm pe toți și vă mulțumim că vă uitați. Adică muzică, nu o să ai electronica.
draga mea. Te pupăm, Costele, trăiască familia. Jeane, mai spune una, mă, frate. Nu, uite, nu, mă, pe aia tu dai puțul și gata. O strofă atât, o dai și gata. Pentru Gagiu, pentru Gagiu. Nu pe Gagiu, aia lui. Pentru Gagiu, am zis. Iată. Nu pentru Florin Gagiu, pe Gagiu. A, pe Gagiu? Păi ăsta nu știe de Gagiu. Pe Gagiu știe ce zic. Deci Jean, cum e o bijuterie, cântă cu o bijuterie, ca să fie bine. Trăiască prietenul nostru, fratele nostru Cocoș, de la Călăraș, de la Bulevard, de unde vrea el. Te pup, Cocoșelule. Cocoșale, mă, Cocoș. Cocoș de la Bulevard, de la Călăraș, m-a zăpășit. De la Bulevard, normal. Te pupăm, Coco. Dați like și share ca să vadă lumea acordeonul ăsta nou, că ăsta e nou acordeon Bugari Evo. Ultima fiță normală. Te pupăm, băi, Coco!
rugăm să dați share ca să vadă toată lumea, nu neapărat acordeonul ăsta, Păjean. Vă pupăm pe toți. Te pupăm, Cristian! Acordeonul ăsta e ultima fiță, cum ar veni. Dar ce crezi? Nici ea nu e băiat rău. Trească băiatul, voi, tot ce iubești. Vă pupăm și vă mulțumim că v-ați uitat.